Apar în fața dumneavoastră, mă gândesc, oare ce vă doriți sâmbătă seara, exact la ora la care este pusă pe post emisiunea noastră? Oricâte răspunsuri mi-ați da în această clipă și oricât de performantă ar fi tehnica, știu că nu vă pot vedea și nici nu vă pot auzi. Mă bucur, în schimb, că avem parte de site-uri de socializare pe care putem să citim fel de fel de mesaje și la adresa emisiunii mele și tocmai de aceea vă mulțumesc că sunteți receptivi, că ne priviți în fiecare sâmbătă, nu doar cu foarte multă atenție, ba uneori chiar și cu pixul în mână. Tocmai de aceea încerc să mă concentrez de fiecare dată pe micul obiectiv al camerei de luat vederi, în speranța că dincolo de el o să găsesc ochi larg deschiși, inimi gata să capteze emoție și ureche gata să asculte o discuție de suflet. Îi mulțumesc și lui Alexei Litvin că este de fiecare dată alături de mine și alături de dumneavoastră prin coloana sonoră pe care o aduce pe viu în emisiune. Mulțumesc și doamnelor de la Podium VIP pentru vestimentația pe care o pun la dispoziție și acum să vă spun câteva cuvinte și despre invitații mei din această seară. Sunt frumoși, talentați și modești. Nu țin niciodată prima pagină a revistelor mondene, nu se cer invitați la emisiune. Noi am insistat să-i avem alături pentru că sunt calmi, pentru că au o dragoste frumoasă, nu de ochii lumii, ci acolo între cei patru pereți ai propriilor case, pentru că își trăiesc viața frumos și pentru că am vrea să aflăm dacă ei se ceartă, se împacă sau creează doar din plăcere și din dragoste de vedea în fiecare dimineață razele de soare. Așa că merg deocamdată să le spun bună seara și sper să-i provoc la o discuție frumoasă și de suflet. Bună seara, dragii mei! Bună seara! E vorba de Anișoara Iacub, Anatol Lupu și Antonio Lupu. Nu știu dacă am zis bine. Vă sunteți atât de diferiți de ochii lumii pentru că aveți niște nume de familie diferite. Ori Anișoara s-a lansat pe cont propriu și Anatol pe cont propriu. Așa e. De ce? Ca să nu vă invideze lumea? Ca să nu vorbească prin culise? Să nu vorbească că noi suntem... Neamuri? Neamuri. Antonie, neamul vostru. Al meu. Al meu, el poartă... Așa, dacă se poartă Anișoara bine, mai intră câteodată în neamul vostru. Corect. Hai să vorbim despre mondenitate, despre revistele glamuroase, despre interviurile pe care unii le dau, iar alții se cer ca să le dea. Voi de ce nu sunteți oamenii care se găsesc în fiecare revistă mondenă, pe fiecare site de socializare, la ideea ce am mâncat azi dimineață, unde m-am dus mai spre seară, cine a fost la mine în vizită și cu cine m-am certat? Eu cred că de la o vreme mondenitatea a devenit o boală și noi, ce fericire că nu suferim de ea. Dar chiar uneori mă întreb, la ce bun să anunț pe un site de socializare că i-a ieșit copilului dintele sau că a mâncat astăzi cășuță și a aruncat-o și pe jos? Sunt niște momente atât de intime, niște momente atât de ale familiei care... Eu recunosc că la un moment dat mă șoca și pe mine asemenea lucru, după care mi-am dat seama că cei care scriu astfel de lucru sunt în văzul tuturor. Reușesc să mai câștige un ban din faptul că sunt celebre, între ghilimele, pe aceste site-uri de socializare. Mai ajung și showmen, știu, prezentatori de televiziune la modă astăzi, care scriu în fiecare dimineață. Da. Bună dimineața, astăzi am agenda încărcată, la ora 2 merg să beau cafeaua, la 4 fac un interviu, la 6 merg la montaj, la 7 îmi se rupe tocul la pantof, la 8 mai beau cafea, la 10 ies în emisie. Și vezi, Doamne, au o grămadă de fani acolo pe internet. Eu consider că acești oameni, oameni publici, prezentatori... Sau oameni publici, să le zicem așa. Altcineva din același gen,
Cred că cuiva interesant ceea ce scriu, fiindcă foarte multe deodată sunt comentarii, chiar la aceeași, cum spune Anușara, eu am mâncat cășuță și plec la o întâlnire. Și deodată apar niște comentarii... Și mamă, că 10 mămici întreabă, dar ce fel de terci a mâncat copilul? Pe locul gol, pe locul gol. Eveniment din nimic. Cred că este așa, acum e la modă, așa mod de comunicare. Fiindcă chiar cu mulți mai tineri cu care comunic în rețele sociale, e... Eu zic, mai bine să vă întâlniți în realitate decât... Eu spun, nu, acum alte vremuri și noi, generația tineră, preferăm așa mod de să stăm tolăniți în pat cu laptopul pe genunchi. Eu consider totuși viața reală, ea este viața reală, dar ceea ce rețeaua de socializare este un mod de comunicare necesară, dacă pentru mine, ca telefonul, ca nu știu ce, dacă ceva ai de spus concret. În idee, dacă nu ești o insulă nepopulată, nu te lipsești de telefon și de internet. Dar așa am impresia că acele mesaje care scriu asta ca și niște obiecte în univers care zboară și zboară tot universul, înțelegi? Și la nimeni nu trebuie. Da? Antonio, să întrebăm pe Antonio, pentru că el este produsul generației astea pline de tehnologie. Tu ai un nume pe, nu știu, pe Facebook, pe Adna Klasnik, ai o adresă de e-mail? Da. Încă nu? Și tu nu ai poze pe care să le pui acolo, să scrii cu colegii de clasă? Sunt la tata și la mama, pozele sunt. Păi da, dar nu ale lui, personale. Calculator are acces, numai foarte puțin timp și este limitat timpul. Antonia, nu-ți dă voi mama și tata să stai la calculator? Îmi permit. Destul timp, atât cât vrei tu să te joci? Nu. Dar foarte puțin, cât 15 minute. Da. Și cu mare spadă luăm de acolo. Voi sunteți părinți de ăștia ca la carte. Eu ziceam că aveți o dragoste frumoasă și nu cred că greșesc. Găsisem într-un interviu că anișoare de fapt nu-i place niciodată să zică te iubesc, pentru că nu prea crede în cuvinte. Ori ea este omul care scrie. Până ziua de azi așa. Nu spune niciodată. Spune, dar cu mare greu. Spune te iubesc uneori. Și mai atunci când el insistă, dar tu mă iubești, dar tu mă iubești. De ce? Tu ești o fire artistică, romantică, îți exprimi sentimentele foarte ușor în versuri. Ți se apar multe ori cuvintele de pe sos? Foarte timidă și foarte tăcută. Ea este foarte tăcută. Și tot, dacă vrei să știi atitudinea față de tine, să găsești jurnalul intim. Ce are impresia în acest moment, în moment dat, de pe urmă. Te iubește, se vede. Dacă poate să spui nu, dar e mai că se vede că da. Dar plângi des în fața soțului în cazul ăsta? Nu prea. Se întâmplă să fiu tristă, să mă apuce nostalgiile, să fiu lirică, dar încerc să mă iau în mâini. Dar versul când apare? Atunci când ești fericită sau atunci când ai un necaz pe suflet? Când trebuie de scris. Din păcate, în ultima vreme, atunci când la comandă. La comandă, din păcate. Nu am timp să aștept inspirația, să-mi vină muzul. Eu știu că cel mai mult aștept Anatol până la urmă. Da, mai am, acum, iată, la moment am vreo 3 sau 4 piese. Și nu vine muza atunci când e vorba de... Muza, adică nu vine muza în sens direct. Eu știu de ce, muza atunci când ești la comandă vine și un ban. Trebuie să plătești soția ca să-ți facă vers. Dar nici cu bani nu vrea, înțelegi? Nu am tot timp. În cazul nu reușești, adică vrea, dar nu reușește. Eu vreau să ne întoarcem la primul buchet de trandafiri pe care l-a primit Anișoara în dar de la tine. Mai țineți minte când a fost asta? Chiar alaltă ieri am vorbit pe tema asta. Eu spus Anișoare, dar ți-ai minte? Eu ți-am adus prima dată, ți-am adus un buchet anume trandafiri. Aici în... La Moldova 1 eram angajată la Tineret, redacția Tineret, de care mi-aduc aminte cu drag și de fiecare dată. Chiar în blocul celălalt am așteptat, nu știu, vreo 2 sau 3... Ori am așteptat acolo, toată lumea se ducea și mă vedea și se gândea, oare la cine a venit asta? Și pe urmă a apărut Anișoara, e sfârșit. Eu știu că pentru un bărbat este cam greu să stea cu flori în mână, îi se pare jenant. Eu pur și simplu mă gândeam, o să iasă Anișoara sau nu o să iasă? Sau spugă pe la spatele televiziunii. A fost fericit. Atunci s-a legat relația voastră de la cel buchet de trandafiri? Nu cred că s-a legat atunci. Păi a fost un început, dar care s-a tot lungit în timp, vreo 3 ani cu siguranță. Am tot prietenit. Și știu că până la urmă ai zis că ai găsit omul
potrivit pentru tine este omul tău, ce înseamnă unul pentru celălalt să fie omul tău? Numai al tău în cazul ăsta. Acel om, iată, foarte bună întrebare, fiindcă aici apare și altă întrebare. Când întrebi tu de obicei, cum de așa trăiți așa de mult, care e secretul vostru, da? Noi nu trăim așa de mult împreună, dar secretul este anume acel, că omul alături de tine trebuie să fie al tău. În punct de vedere, în vedere același mental, aceeași mentalitate, din același strat social, desigur că e fizic, să-ți placă, neapărat. Și... Cam așa a fost la tine, la mine, Anatol a dat examene vreo 3 ani, a tot susținut examene la diferite capitole, că noi așa femeile, cel puțin eu, l-am încercat și... N-am știut prima dată, aud. Și la capitolul... Mai detaliat, vă rog. Ce comportament, egoism, faptul de a face cadouri, toate astea vorbește despre omul care face cunoștință. Și sufletește oamenii trebuie să fie potriviți neapărat. Să se suporte, pentru că și asta e un lucru sunt important. Timpurile bune, sunt momente sunt când trebuie să taci grele, pur și simplu. Dar știi cum, ca și la greu și la bine la fel, omul se face dovezi că apropo de tăcut în familie foarte bine și e sănătos uneori să știi cine tace momentul când tace. Probabil eu. Eu cred că Antonio taci cel mai mult. Antonio, acum deschidem parantezele, mama și tata se mai ceartă câteodată? Că uitea tata să cumpere pâine sau mama nu a făcut zeamă și tata nu ar ce mânca? Nu prea. Niciodată? Niciodată. Dacă tine te mai ceartă câteodată? Câteodată. Dar cine e cel mai dur cu tine, mama sau tata? Cine îți face educație și îți dă din deget? Și mama și tata, amândoi. Ai pe rând, ca să fie echilibru. Eu cred că o să fiu banală acum și cred că întrebarea asta lui Anatolie s-a pus de 1001 de ori că vorbește o română foarte bună. Dar pentru mine este paradoxal spune că unui om bună, care nu s-a străduie. Născut aici și nu știu de cât timp ești în Moldova, ca și ani. Din 1984. Deja sunt. Dacă mă gândesc că este lume născut aici și nu vorbește nici în jumătate cât vorbești tu... Iarăși spun același lucru, că principal o să fie dorință. Pentru că nu de mult iarăși am vorbit cu cineva în privința limbii. Și mulți spun că iată limba engleză mult mai ușoară decât limba românească. Eu consider că engleză mult mai grea. Și eu tot am ieșit din mediul rusesc. Pentru cei care nu știu, să zicem că te-ai născut la Tambov, ai stat o perioadă la Vitebsk, ai făcut armată, după asta Ucraina. Ți-ai dorit foarte mult să vii în Moldova. Româna ta s-a cizelat și datorită soției? Desigur. Ea a fost prima care m-a dezlegat. E dezlegat limba. Pentru că eu mulți ani învățam, studiam, dar permanent mi-a fost frică să vorbesc, fiindcă făceam greșeli, știi, cum mai, în timpurile cele mai ies, dacă moldovean vorbea rusește rău, a fost, nu-i nimic strașnic. Dar rusul, când vorbea moldovenește, sau cum zic românește acum, da, atunci a fost ceva straniu și toți râdeau de el. Așa că mie mi-a fost frică. Dar totuși am început să vorbesc atunci când deja făceam greșeli, dar nu așa strașnice. Dar și anișoara mi-a împins. Mi-a spus, hai înainte. Eu știu că limba română este o limbă foarte muzicală, așa că vreau să te rog să treci pe scenă să ne cânți cu ceva. Cu plăcere. Și o să vă cânt o piesă care a fost... Prima noastră fost... colaborare. Prima? Prima, Povestea Toamnelor. Povestea Toamnelor se numește piesa. Fiorul florilor albastre-n ochii tăi.
așoate de amor, tainic de alin. Notele în gând, sub un cer senin, povestea toamnelor din tare ochii mei, fiorul florilor albastre-n ochii tăi, izvoasea șoaptelor neclare vom visa, vom fi preune sub o stea, nu vei regreta. Mulțumesc foarte mult, Anișoara. Ce simți acum când asculți această melodie? Bucurie. Poftim? Bucurie. Ați place ce ai făcut cu ani în urmă? Da, îmi place foarte mult textul ăsta. Mi s-a dat foarte greu. A fost prima mea încercare de acest gen. Eu versuri scriam și în adolescență și în studenție, dar pe o muzică. A fost foarte greu. Anatol m-a tot trimis să redactez pe aici, pe acolo. Anatol, de obicei rău la text. Exigent, nu este rău, dar exigent. Pentru că când lucram mai înainte cu alți poeți sau poetese, n-am fost așa de căpricios, știi, cum cu omul străin poți te porți așa, când, ei, lasă, mergi și așa parcă, dar cu anișoară deja nu. Soția oricând, hai du-te și mai lucrează aici, că pe aici nu se cântă bine, nu se rostește bine. Apropo, Rosalina, pot să mă laud, am depășit cifra de 100 de versuri cântate. Pentru mine o performanță deosebită. Este foarte mult. Și sunt versuri pe care nu le țin în sertar, care se cântă pe aici, pe acolo, la televiziune, la radio, din care am procente din banii de autor. Ei, trebuie să fii bogată din procentele astea. Da, tare. Da. Dar până la urmă, sufletește cel puțin, ești împlinită. Da. Dar Antoneu, cui s-a aruncat? Face compuneri frumoase sau cântă? Antoneu, îți place să cânți? El este rapper la noi în familie. Auleu! Mai are doi, tu ai ritmuri fixe. Doi nepoți. Și rocker. Și rocker ca și tata, asta am înțeles. Când tinerețe tata... își dorea să aibă o formație. Îmi place muzică bună și desigur că... Tocmai vrei să zici că ce faci tu nu-i muzică bună. Nu, de muzica mea eu nu vorbesc, fiindcă aici altceva. Pur și simplu îmi place muzica bună, mondială. Uh-huh. Antone, tu ce asculți? Care formație? Cine îți place? Mie îmi place formația Queen. Ce frumos. Dar cine e liderul formației? Știi cum îl cheamă? Freddie Mercury. Super. Mercury. Foarte frumos. Și cine îți place? Mess Around? Ray Charles. Oh. Da, apropo de muzică, știu că și părinții lui Anatol erau împotrivă să se facă Anatol muzican. Ziceau că asta nu e meserie serioasă. Până când am făcut colegiul muzical, eu n-au fost împotrivă. Dar conservator deja n-au vrut să fac, fiindcă mama mi-a spus și pe atunci că ce-ți trebuie muzica asta, asta nu e serios. Dar știi cum? Totuși, tot ce dat omului de sus... Vrei, nu vrei, se vrei, întâmplă. Vrei, nu vrei, totuși cărărușa ce vine la cărarea mare a cei care... a ta. Pentru că în afară de muzică am făcut și universitatea de stat și facultatea de economie. Lucram paralel uneori și
cu specialitate și altă, dar totuși muzica tot de inima îi tânjește după muzică și foarte important în momentul ăsta să ai o soție înțelegătoare acasă. Ei, dacă nu merge să faci comerț, hai faceți place ție. În cazul nostru, foarte important, pentru că Anișoara totdeauna mă susținea și susține. Tu știi, în familie, dacă sunt oameni de creație, foarte greu să dacă unul nu înțelege pe altul. Da, dacă unul vrea să nume doar cifrele, e greu. Cum a acceptat familia ta pe Anatol? Pentru că, nu știu, era un interpret, nu pot să zic începător pe atunci, dar oricum nu era un nume ca să câștige din muzică. Sunt sigură că mama ta își dorea un genere... Anatol este prietenul cel mai bun al mamei mele. Foarte des atunci când se întâmplă și stau la un colț de masă, au ce discuta și am impresia uneori că ține mai mult la Anatol mama mea, sau cel puțin așa creează atmosferă. Ea este o fire deschisă, eu tot sunt deschis. Și noi mai mult comunicăm, de pildă, că cu Anișoara tot la fel. Uneori s-a ocupat sau una sau alta. Și atunci când mama mea vine la noi în ospeție, se întâmplă mai rar în ultima vreme, hai Anatol, arată ce aveți nou. Și atunci organizăm un concert. E greu să faci pentru tine muzică și să faci și pentru alții? Pentru că trebuie să faci muzică bună pentru alții. Citisem undeva că tu ești cel datorită căruia Master Dinamit, pe când era pe atunci Nelly Ciobanu și Dinu Ciobanu, au ajuns nume cunoscute. Pe urmă mai erau niște vedete foarte cunoscute care ba au luat o melodie de la tine, ba un aranjament. Da, în primul rând, desigur că cea mai importantă colaborare de atunci a fost colaborarea cu Dinu și cu Nelly Ciobanu. Și după aceea colaborare, lumea deja știa și pe ei și pe mine, adică pe ei știau mai bine ca personalități, ca artiști, fiindcă eu am fost după cadru, dar totuși lumea artistică deodată pe mine m-a zărit și m-a văzut și a remarcat. Și pentru mine a fost ceva, o experiență foarte interesantă, dar după asta deja, eu compuneam muzică și mai înainte, și prima mea colaborare, mi se pare, a fost cu... cu Lenuța Burghilă și a doua piesă cu Ion Surucean. Tu ești omul modest care are încredere în forțele proprii sau așteaptă să fie lăudat de alții ca să înțeleagă că valorează ceva? Oameni care se bat cu pumnul în piept peste tot și poate ei nu fac mare lucru, dar pentru că se afișează, nu te gândești, măi, poate e bun, dar eu nu înțeleg. Sunt oameni care fac lucruri bune, dar pentru că nu se afișează, nu bat pe la uși, nu se laudă că sunt buni, trebuie să treacă multă vreme ca să le înțelegi valoarea. Tu știi, mai înainte nu a fost neapărat să fie așa de insistent, dar în timpurile noastre, dacă să fii prea modest, înseamnă că nu o să câștigi nimic și o să stai în umbră. Așa că în timpurile noastre totuși trebuie să dai cu coate cât de cât. Chiar și ești o stea de pe cineva. Tot el trebuie să fie permanent în vizor. Nu-i degeabă scriu în Facebook sau în clasnică niște... În comparație cu mine, Anatol este încrezut. Eu sunt cea care lasă o portiță de neîncredere nici până în ziua de astăzi. Deși știu că pot, că am să reușesc, dar poate nu-s eu la locul potrivit, dar poate nu-s eu omul la care trebuie să vină. Te simți bine? Nu mă simt bine. Gândești că, zic mă gândesc așa, că poate o fac așa, ca să-ți facă cât plac. Uh-huh. Sunt perioade la orice om de creație, perioade grele, perioade mai bune, da? Dar vreau să-ți spun că totuși perioada aceea care mai grea e, te călește și face proba dacă anume vrei să fii acel. Sau... Perioada aceea te poate face mai dur și mai tupeist, pentru că exact atunci îți dai seama că dacă nu dai din coate și nu dai și cu capul uneori, iată, mă uit la artiștii noștri, așa, zici artiștii noi care apar și dispar și tot bat în piept și stric în lumea mare că noi suntem aceia care au adus muzică în Moldova și care noi deja suntem primii, înainte de noi nici n-a fost muzică, dar noi suntem cei mai contemporani, cei mai... Și pentru că ei strigă tare. Știi, chestia asta se întâmplă din cauza că intelectul lor uneori este prea mic și lor le pare că anume asta și este bun. Ei nu știu ce se face împrejur. Ei, dar tu asta crezi tu. Ei cred altfel.
Da. Fiecare îndrept să creadă ceea ce vrea până la urmă. Eu nu zadar am dus încet, încet ideea la creația voastră pentru voi, dar și pentru alții, pentru că vreau să invit aici un om drag vouă, pentru care unul a făcut versul, altul a făcut muzica și las să asculte telespectatorii să spună ei dacă este bine sau rău. E vorba de, nu știu, să zic de cumetra voastră, de Larisa Busuioc. Nu pentru că suntem într-o țară de cumetre, dar pentru că cei mai dragi oameni care ne sunt alături ne devin și rude prin alianță uneori. Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ai venit la noi! Bună seara! O să-i bârfim frumos, probabil, în seara asta. Îmi plăcea. Cu cine ești mai prietenă? Cu Anatol sau cu Anișoara? Da, cu cine a început colaborarea? Am început colaborarea și, de fapt, pentru prima oară l-am întâlnit pe Anatol. Pe Anișoara nu o cunoșteam, apoi mai târziu, în viața mea sau eu în viața lor. Deci am cunoscut-o și pe Anișoara. La momentul de față vreau să vă mărturisesc că este pentru mine personal, este un model a familiei adevărate, a familiei frumoase, iubitoare, inteligente și foarte, foarte talentate. Dar le plac oaspeții? Fac des bairamuri la ei acasă? Sau nu? Sunt foarte cuminți. Nu vă pot spune, n-am observat bairamuri să facă, dar mie de câte ori vin la ei în ospeție, îmi place foarte mult, fiindcă întotdeauna sunt foarte ospitalieri, foarte, foarte drăgălași și foarte bine dispuși. Nu am văzut niciodată triști. Cântați? Faceți mici concerte când vă adunați? Mici concerte Anatol nu. Anatol se laudă cu cei ce mai are nouă prin... Vreau să vă zic că Anatol le este copiilor mei cel mai bun prieten mare. Ei, când aud de Anatol, au o bucurie enormă, că atunci înseamnă că seara este cea mai reușită. Se joacă în diferite jocuri. Anatol devine la... Se coboară la copiilor, la mintea lor și inventează atâtea jocuri că ei le rămân în memorie pentru încă un timp foarte, foarte lung, poate nu atât de lung, până la o nouă revedere. Eu am zis să vii să ne cânti, pentru ca să vedem ce fac oamenii ăștia în afara creației pentru sine și vreau să ne spui ce o să ne cânti. Astăzi vin cu o piesă mai recent compusă de Anatol și în colaborare cu soția lui drăguță Anișoara Iacob și foarte talentată. Se intitulează Moda. Este una din piesele dragi la care am colaborat împreună și de care mă mândresc foarte mult. Eu merg acolo să văd despre ce fel de modă este vorba, după care o să întrebăm pe ei cum a apărut această piesă. Okay. Ori atunci când Anișoara nu avea cu ce să se îmbrace, ori atunci când a deschis dulap și avea prea multe haine și a zis hai să fac și eu o melodie, că poate mă îmbrac sub ritmurile ei. Întâmplă oare moda e teroare? Ce am în garderobă, iar nu e la modă. Nu se, nu se poate, poate. Moda e mai presus de toate. Nu mai știu ce să fac cu moda asta. Nu mă împac, eu zi de zi alerg după ea, dar e mereu cu un pas în fața mea. Oare ce se îmbrac de dimineață? Mă țin de cap, nu e permis să fii demodat. Că moda e la moda, moda e nebunie, ea își armonține și ca să fie bine.
mult, alătură-te aici pe canapea ca să putem discuta mai pe îndelete, dar până una alta vreau să-mi spun Anatol și Anișoara dacă ei țin la etichete, dacă iubesc să meargă prin magazine fițoase, să dea un salariu întreg pe pereche de pantofi sau pe o cămașă pentru Antonio, că acum hainele pentru pis sunt practic cele mai scumpe. Nu suntem fițoși. Nu din potrivă, am talentul de a găsi niște lucruri bune la un preț frumos. Rezonabil. Da, shopping-o terapie este pentru voi? Sau shopoterapia? Cum ultimul timp am observat că pentru Anișoara este o terapie. Cum primește banii, cum merge prin magazine? Merge prin magazine și ziua liberă vine... Măcar niște mărunțușuri, dar mă fac fericită de la o vreme. Eu cred că ține de vârsta femeii. Și mi-a spus, cred că știi, eu mai înainte nu știam ce asta să fie șopogolic, dar mi se pare eu acum sunt obsedată de chestia asta. Nu tare, dar totuși... Bine, pe cât îți permite buzunarul. Dar de obicei cumperi pentru tine sau pentru bărbații tăi? Mai eu, de exemplu, mă simt bine atunci când cumpăr pentru ai mei. De foarte multe ori vin cu sacoșele pline în care nu am absolut nimic pentru mine, dar sunt foarte fericită că am cumpărat multe. Așa la tine cum? Așa se întâmplă și pentru noi și pentru ea, desigur. Uneori descoper niște lucruri care n-am văzut. Măsurile eu le știu, Anatol nu le știe. Mă uit, hop, ceva mă, îmi pare bine. Dar știi, este o chestie foarte bună, fiindcă femeia trebuie să aibă grijă de ea. De ce îți mai întâmplă? Uneori îmi cumpăr ceva nou și ca să nu-l stresez, că mi-am luat 3 odată, 2 le pun în garderobă și le scot câte una, să nu-l stresez. Și femeia trebuie să aibă grijă de ea, fiindcă, iată, încă un secret de longevitate familiei, fiindcă bărbatul îi place să admire femeia. Poți să accepti, poți să nu accepti ideea asta, dar așa este în realitate. Femeia frumoasă niciodată nu iese din evidența... Să știe a dansa. Femeia trebuie să știe a dansa. Deja e un banc la noi în sat. Atunci când o doamnă, când îi vine soțul uneori cherchelit de pe undeva, o pune să danseze, o roagă să danseze. Și uite, femeia e deșteaptă, de fiecare dată îi face piplac. Bun, hai să întrebăm pe Larisa, câte melodii ai scrise de oamenii ăștia care ne sunt astăzi eroii noștri? Câte melodii aveți în comun? Eu, la sigur, acum... Eu m-am numărat tot. Noi colaborăm de foarte mult timp, din anul 98, da, plus da. Minus. S-au schimbat și secolele de atunci. Da. Voi sunteți din secolul trecut. Și Anatol Lupu întotdeauna a fost pentru mine... The best, cel mai bun compozitor, cel la care eu întotdeauna vin când vreau ceva, care mă cunoaște foarte bine. Uh-huh. Și știu că, într-adevăr, o să simte ceea ce îmi doresc eu și o să vină cu acea piesă pe care am visat-o eu. Da, el este răbdător, tu ești pretențioasă? N-aș spune. Sau de obicei din prima, unul face și altul acceptă? Este și așa ceva, dar e normal. Artistul... Atunci este artist când știe ce vrea. Dacă omul nu știe ce vrea și el așa știe și asta încearcă... Aș vrea ceva, dar nu știu cum să zice. Da. Atunci e mai complicat pentru toți. Cu Larisa de colaborat foarte plăcut. În primul rând din cauza că este adevărată artistă. Tu ai văzut și nu prima dată, da? Ea e artistă. Dar aici... cuvântul artist include multe momente. Trebuie să cânți, trebuie să arăți bine, trebuie să dansezi, trebuie să fii atrăgător. Unii n-au niciuna, nici altă, nici treia, nici a patra. Dar sunt artiști. Eu glumesc uneori că măcar ceva trebuie să fie, măcar frumoasă trebuie să fie, sau măcar voce. Nu. Larisa este o artistă și studentă, camsamolcă, crasavită. Le reușești pe toate. Dar colaborarea noastră, tu știi, n-a fost. De acum, da, noi suntem foarte prietenoși, înțelegem unul pe altul și din punct de vedere uman și punct de vedere artistic, muzical, dar apropierea noastră n-a fost așa de... De pufoasă întotdeauna. Da? Rapidă. A durat, au trecut ani de zile până ne-am apropiat cu adevărat. Da, da. Acum, da, noi suntem prieteni, da. Da, vreau să-mi dau pe Anișoara. Ea întotdeauna se împrietenește cu, nu știu să zic, clienții lui Anatol, pentru că în cazul ăsta putem să zicem așa, între ghilimele. La început erai o simplă clientă. Pe urmă ați devenit prieteni cu metrii, nu știu, vin copiii să se joace împreună. Mm-hmm.
Anișoara, cred că nu mă împrietenesc, da, Anatol? În afară de Larisa, eu sunt binevoitoare, dar nu țin să fac prietenii. Nu te bagi în sufletul omului. Îi lași să discute doar despre creație și... Da. Doar când mi se cere un sfat, atunci îl vin cu plăcere, dar nu încerc să... Noi suntem comunicabili, binevoitori, da. Dar prietenie este altceva. Da, apropo foarte de prietenie, foarte multă lume spune că în mediul artistic mai bine să nu ai prieteni. Interpretele de obicei zic, eu am prieteni, dar sunt medici, profesori, nu știu ce, nu prea am prietene printre artiste sau colegele de scenă. De ce? Pentru că sunt pretențele prea mari, pentru că e concurența prea mare, să ne spună Larisa. Eu nu sunt de acord cu ce... Tu ce prietene de scenă ai? Jeanette Erhan, care a fost și este și va fi prietena mea de scenă, Anatol Lupul... Laurențiu Popescu, prieten nu atât de mult, dar îl consider deja aproape mie. Pe cine mai am prieten? Dar eu sunt prietenă, de fapt, cu foarte mulți prieteni. Eu am numit câțiva oameni care sunt foarte, foarte aproape. Și la bine și la rău și cărora le pot suna orice oră a zile, a nopții, a mă plânge, a le spune prima mea bucurie, dacă o am. Deci, dacă să vorbim despre prieteni adevărați și din acest cerc, e vorba de Anatol și Jeanette. Și Anișoara. Și vreau să adaug, totuși, cred că de ce nu se întâmplă în lumea artistică prietenia asta așa mai strâmtă? Cred că din cauza că nu toți sunt adecvați. Adică omul trebuie să știe locul său și stimează pe ceilalți. Dar foarte des se întâmplă așa, că eu sunt centrul universului, dar voi toți sunteți... În bec vocal. Da. Haideți, dar să mai aducem un prieten drag aici, care a colaborat și cu Anatol și cu Anișoara. Eu știu că el își face singur și versurile și muzica, dar probabil că uneori este în criză de inspirație. Bună seara, Laurențiu! Bună seara, Rosalina, bună seara, Anatol, bună seara... Anișoara, bună seara, Larisa. Mă bucur să vă văd. Și eu mă bucur să te revăd. Ia zi-mi, atunci când tu faci muzică și vers, cum e să apelezi la alții? Păi, în primul rând, cu Anatol și cu Anișoara am făcut cunoștință de ceva timp. A fost până la începutul anilor 2000. Ei nu sunt alții pentru tine, ei sunt oameni dragi. Atunci eram la început de cale, să zic așa, în cadrul formației Savana. Da. Ei au fost cei care ne-au propus câteva melodii. Noi am ales una atunci, Ade Romanițe, melodie frumoasă, veselă, dansantă, stilatină, cu mesaj de dragoste, cu mesaj așa de glumă, care a prins, nu știu de ce, la copii mai mult. Poate că a fost cântată așa într-o manieră așa mai copilărească, pentru că ulterior, după ce mergeam în concerte, în sală, dacă erau copilași, neapărat trebuie să cântăm piesa Albe Românițe. Cum e să apelezi la un alt compozitor atunci când și tu scrii? Treci peste orgoliu propriu? Păi foarte simplu. Vreau și eu să mă fac o schimbare, pentru că cât mă m-aș strui oricum, cred că... Apare șablonul? Da. O amprentă rămâne Laurențiu Popescu, muzica lui. De aceea apelez cu mare plăcere la Anatol Lupu, în deosebi, pentru că face muzică frumoasă, muzică de calitate, muzică cu melodie, muzică care sunt sigur că va rezista în timp, se va cânta și peste 5, și peste 10, și peste mulți ani. Să dăm Dumnezeu să ajungem, să vedem dacă se cântă sau nu. Sunt sigur, eu sunt sigur. Noi ce ascultăm? Ascultăm o piesă, practic, care... mă reprezintă pe mine ca interpret, alături de încă câteva melodii, cum ar fi Mi-e dor de voi, părinți, Cântă lăutare. E vorba de piesa Nu am știut, scrisă cu mult drag, muzică de Anatol Lupu, versuri Vircan Găcescu. Bine, ascultăm cu drag, după care te provocăm și pe tine la discuție. Mare plăcere! N-are început. Nu am crezut
că m-ai lăsat doar la trecut. Ajută-mă să șterg durerea dintre noi. Eu nu mai cred că cerul ne-a dorit doar ploi. Nu am știut că fără tine nici o zi nu mai trăiesc. Învață-mă să pot trăi dacă greșesc. Nu alunga din noapte gândul, nu încerca. Iubirea ta mai poate face altceva. Cine te-a iubit pe tine mai mult decât mine? Cine era? Oare poate să dispară o iubire mare din viața ta? Așteaptă-mă, așteaptă-mă cu același dor la ușa mea. Și vinde-mă cu aceeași patimă pe-o stea. Ascunde-mă ca să te pot găsi doar eu. Ai fost un vis ce l-am crezut numai al meu. Cine te-a iubit pe tine mai mult decât mine? Cine era? Se dispară o iubire mare din viața ta. Piesa atât de nostalgică, încât vă întreb cât de des să întâlnesc cu oamenii de artă ca să pună țara la cale, să spună ce-i doare, ce au pe suflet, ce vor să mai facă. Știi, acum e... De voi așa împreună, cât de des vă întâlniți? În afară de culisele concertului, mai e cineva care să vă unească? În afară de culisele, ne întâlnim atunci când colaborăm. Dar vreau să-ți spun că în cazul cu Laurențiu de pe la Colorese ne întâlnim mai des. Dar în cazul cu Laurențiu, chiar și dacă ne întâlnim după Colese, este întâlnirea totdeauna foarte plăcută. Nu din cauza că... Obiere, da. Nu din cauza că el aici stă acum. Nu, într-adevăr. Aici sunt oameni în platou. Sunt și mai mulți, desigur. Dar, iată, cu Laurențiu deosebită plăcere am totdeauna. Tot. Am vrut să mă laud. Tot are suflet omul. Dar mie îmi plac oameni cu suflet și oameni sinceri. Asta vreau să-ți spun. Vreau să zic și eu ceva. Pentru că pe lângă faptul că Anatol și Anișoara, într-adevăr, sunt talentați, sunt niște personalități ale neamului nostru, sunt, în primul rând, oameni de oamenie. Oameni cu suflet mare. Oameni care sunt alături
ne-ai întrebat când ne întâlnim, dar sunt alături atunci când este nevoie, la diferite evenimente, la diferite prezentări. Sunt sinceri. Ne sunăm. Ce mai faci? Sunt sinceri. No. Dacă au de spus ceva, ce spun pe față, nu te bârfesc pe din spate. Așa că nu-mi rămâne decât să le doresc succes. Mersi, Laurenț, pentru cuvinte. Și principalul, știi ce este un moment? Sunt oameni rari, din ce cauză? Că acceptă critica. Pentru că eu nu la toți zic ce am pe suflet. Dar iată lui Laurențul și Larisa pot să spun. Și fac concluzii corecte. Critica ține de creație, bănuiesc. Da, desigur. Sau și de pantoful pe care îl îmbrac, cămașa care nu știu. Nu mai mult ține de muzică, pentru că Anatol de pantofi, mai rar. Face parte din tagma compozitorilor care, dacă ți-a propus o melodie, tu ai acceptat-o, păi urmează calea acestei melodii. Deci, în primul rând, înainte de studioul, facem repetiție, neapărat, punem tot la punct. În ziua înregistrării pieselor este prezent, câteodată rămâne chiar și la mixare. Deci fii bun și accept condițiile lui Anatol. Dar până la urmă, cred că e un lucru bun. Eu bănuiesc că sunt compozitori care îți dă piesa pe un disc și zice la revedere, dăm banul și nu ne mai vedem. Așa, bani. Mai ales, iarăși, în timpurile noastre, contemporanea, foarte des. Deci nu avem studio, evident, repetițiile au loc la noi acasă. El urmărește chiar și istoria piesei. Și evident, Anișoara trebuie să fie cu ceaiul, cafeaua și biscuiții. Uneori și cu băi vocalul, de ce nu? Da, Anișoara, da, printre altele, foarte bine a cântat și are auz muzical și intonează foarte bine. Dar ultimul timp și cântă becurile, majoritatea pieselor mele. Ce frumos, foarte bine, reușit. Foarte bine cântă. Păi dar o să-ți facem publicitate. Nu, că eu cânt numai în piesele lui Anatol. Nu cumva să mai invită lumea pe să le cânt și pentru alții. La mine în piese, Anatol a fost cel care a cântat becul. Dar apropo de lumea asta din spate, pentru că zicea și Anatol și Anișoara, la noi interpretul este în față, pe el știe lumea. Interpreții noștri, dar probabil și noi jurnaliștii suntem de vină, că nu prea întrebăm atunci când cântă cineva, dar cine ți-a făcut piesa, dar cine ți-a făcut versul. Și dacă nu spune cel care cântă, sunt piese foarte bune pe care nu știe nimeni cine le-a scris, cine le-a orchestrat, cine a făcut versul, cine s-a îngrijit de haina asta până a pus-o în gura interpretul să o cânte. Eu cel puțin mă strădui de fiecare dată să anunț autorii. Mă rog, poate câteodată se scapă din vedere, dar nu o fac intenționat. Din contra, mă bucur să spun de fiecare dată că muzica este scrisă de Anatol Lupu. Dar pe voi vă doare când stați acasă și vedeți vreun concert și Odita mai tea cântă o piesă de-a voastră și zice, băi, nici măcar nu a zis că noi suntem cei care am făcut lucrurile astea. Se întâmplă așa, dar desigur că pentru acei care creează, totdeauna este plăcut dacă anunță numele lor. Asta e normal, asta e firesc, așa și trebuie să fie ca atare. Printre altele, generația mai veche decât noi, acei totdeauna, de pildă, același Ion Țărăceanu, aceeași Olga Celacă, totdeauna numesc numele autorilor în scenă. Așa a fost, așa au fost educați. Acum nu. Bine măcar că, dacă amintește de obște, de ceva, dar... Eu de pildă, amintesc de toți. Iată, acum nu pot să numesc pe toți interpreți cu care am colaborat, dar cu foarte mulți interpreți nu am avut colaborare, așa că mă adresez la voi, la toți. Vă spun mulțumesc pentru colaborare și o să mai colaborăm, dacă o să fim sănătoși, de Doamne. Dar eu vreau să menționez că, de fapt, eu știu așa că cam toate piesele lui Anatol sunt recunoscute, deci lumea le cunoaște că el este cel care le-a născut, compozitorul, fiindcă sunt piese foarte frumoase și nicio piesă n-au lăsat pe nimeni indiferent. Și evident că oamenii își pun întrebarea, măi, ce piesă frumoasă, dar cine a scris-o? Și iată urmează mai departe. Eu chiar vreau să vă zic că am cazuri când eu mai colaborez și cu alți compozitori și atâta vorbesc despre colaborarea noastră cu Anatol și Anișoara, că de acum restul nici nu recunosc pe alții și zice, ai făcut iarăși o piesă cu Anatol. Și zic, da. Dar vreau să-ți spun că încă un moment foarte important. Eu de pildă, și noi cu Anișoara nu suntem invidioși, dar cum, nu avem gelozie față de... Eu totdeauna am fost independent în alegerea interpreților. Uh-huh.
și interpreții cu care eu colaborez. Niciodată nu am supărat și am spus, da, de ce tu faci piesă cu acel sau cu acela? De ce ai scris textul la acela, dar nu la nișo? Dar că fiecare... am avut chiar un caz când eu cu o piesă a unui compozitor am venit după ajutor la Anatol să mă ajute, când puteam să găsesc o soluție, cum să o interpretez pentru aranjament, și într-adevăr am fost, eu știam că nu o să-mi refuză, că... dar am simțit că un pic de... n-a fost indiferent, n-a fost gelos, a zis lucrurile așa cum erau ele. Deci mi-a plăcut foarte mult. Și eu de fapt țin și eu că cred că suntem pe sfârșit pe emisiune, să nu vă iau pe dinainte, să le mulțumesc pentru tot și pentru ce au apărut în viața mea și pentru că pot să le sun atunci când am o bucurie și când am o tristețe. Chiar o să plângem acum. Nu trebuie să plângeți. Și aștept piese de la voi noi, acum în emisie. De plâns n-o să plângem, dar o să ieșim azi de la Rusalina cu urechile roșii. Într-adevăr, suntem pe final de emisiune și... eu vă doresc sănătate multă și inspirație. Vă mulțumesc că în seara asta ați fost cu toții alături de noi. Am înțeles că Antonio are o surpriză muzicală la sfârșit de emisiune, împreună cu tata. Spune-ți. Așa este? Da. Ce o să ne cântați? O să cânt piesa Dulce Copilărie. E dulce copilăria ta? Da. Pentru că mănânci multe bomboane? Și bomboane multe mănâncă. Eu abia aștept să o ascult, deși am mai ascultat-o de mai multe ori, pentru că tu ești un băiat mondent, te-am mai văzut și pe la alte televiziuni și pe la alte emisiuni cântând, dar vreau să ne-o cânt și noi aici împreună cu tata. Iar celor de acasă le spunem că fericirea este făcută din mici bucățele, din cioburi, din bucăți de ață care trebuie făcute nod, și dacă știi să iubești ceea ce ai în preajmă, atunci poți fi cu adevărat fericit. Eu vă spun la revedere, o seară frumoasă să aveți, și acum ne cântă Anatol și Antonio Lupu.
magie, copilărie.